Mi-a atras atenția un verset din capitolul 9. De fapt, este ultimul verset din capitolul 9. Zilele trecute mi-a sunat în minte versetul acesta și m-am apucat să-l caut. L-am citit din nou în dimineața asta, versetul 41. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Știți că există păcate care rămân? Păcatele pot să plece. Pot să scap de ele. Dar sunt păcate care rămân. Și ciudat, sunt păcatele asupra cărora noi decidem să stea, să rămână. Suntem orbi și noi spunem că vedem. Tocmai de aceea, spune Domnul, păcatul ăsta rămâne. Suntem păcătoși și noi spunem nu, noi suntem neprihăniți. Și Domnul spune, păcatul ăsta o să rămână. Noi decidem că suntem buni, când de fapt suntem răi și atunci păcatul ăsta rămâne. Ori de câte ori contrazicem opiniile lui Dumnezeu, păcatele alea rămân. Rămânem cu ele. Mi s-a părut așa extraordinară expresia asta. Păcatul vostru rămâne. Să rămâi cu păcatele pentru până când? Până la ziua judecății. Este foarte interesant că oamenii ăștia care rămân cu păcatele sunt liderii sinagogii. Sunt oamenii cu cărțile sfinte în mână. Sunt oamenii care ar trebui să-L cunoască pe Dumnezeu mai bine ca oricine. Dar sunt oamenii care te dau afară dacă nu crezi ca ei. Oameni care, așa cum remarca Daniel, vor să conducă și dacă pot și pe Domnul să-L conducă. Știți ce a spus la orbul ăsta? Zice, dă slavă lui Dumnezeu că ăsta e păcătos. Deci Hristos care te-a vindecat e un păcătos care nu trebuie băgat în seamă. Și omul ăsta a spus, eu nu știu dacă e păcătos sau nu e păcătos. Știu însă un singur lucru, că era mort și acum văd. Și ei a spus, tu habar n-ai, tu nu te pricepi la teologie, okay? Nu te pricepi la cărțile sfinte, ești un analfabet, ești un cerșetor, dar noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar nu știm cine este ăsta. Bă, ăsta nu știm cine este. Aici este mirarea, le-a spus omul acesta, că voi nu știți de unde este și totuși El mi-a deschis ochii. Asta este mirarea. Voi cu cărțile în mână de dimineață până seara. Nu? Voi care ar trebui să știți mai bine ca oricine. Acum vă faceți că nu știți. Răspunsul Domnului este absolut înspăimântător. Dacă ați fi orbi, dacă n-ați vedea, dacă nu v-ar duce mintea, dacă n-ați fi avut cărțile, dacă n-ați fi avut revelațiile lui Dumnezeu, dacă ați fi tâmpiți, vorba românului, nu? Ați fi fără păcat. Dar aveți inteligență, aveți cărțile, aveți sursa de inspirație și spuneți că nu știți. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Puține expresie din Biblie m-au îngrozit așa ca expresia aceasta, păcatul care rămâne. Păcatul care rămâne. Gândiți-vă, în jurul nostru sunt foarte mulți oameni păcătoși, foarte mulți păcătoși. Nu? Tot felul de vicii, unul mai teribil ca altul. Și totuși, dacă îi confrunți pe oamenii ăștia, spune, Doamne, e adevărat, așa este. Beau, iau droguri, cine știe, îmi pare rău,
mă lupt, vreau să scap. Oamenii ăștia pot să scape de păcate. Dar ce se întâmplă cu pocăiții? Ce se întâmplă cu noi, oamenii cărții, oamenii bisericilor? Domnul spune, nu vorbi de rău, nu-l calomnia pe fratele tău, nu-i distruge reputația, nu-i asasina caracterul. Și tu îl contrazici pe Domnul și Domnul zice, păcatul ăsta rămâne. Nu? Nu vi se pare groaznic? Păcate care rămân. Cine rămâne cu ele, Domnule? Fariseul, omul religiei, care în dreptul opiniilor lui Hristos, a lui Dumnezeu, el are altă părere. Păcatul care rămâne. Vreau să încheiem dimineața aceasta cu o rugăciune specială. Ieri m-a sunat cineva din Germania, o mamă necăjită, foarte necăjită. Plângea la telefon. Are un băiat de 17 ani, a cărui minte a fost sucită de o femeie de aproape 30. Cine știe ce interese. O femeie disperată, care vrea salvarea copilului ei. M-a rugat din toată inima să ne rugăm Domnului pentru Harold, pentru băiatul ei. I-am promis că o să ne rugăm. Și în dimineața asta ar vrea să venim cu credință înaintea lui Dumnezeu, să deschide ochii acestui copil, să vadă care este realitatea, să-i salveze viața, pentru că drumul pe care se duce este un drum spre pierzare. Părinții lui se luptă din răsputeri, plâng și se roagă înaintea Domnului, nu au însă cu cine să comunice și au nevoie de o intervenție a Domnului într-un mod miraculos pentru salvarea acestui copil. Haideți să ridicăm cu toți în picioare și să mijlocim înaintea Domnului pentru copilul acesta care are nevoie ca Domnul să-i deschidă mintea, să-i vorbească, să-l salveze din direcția aceasta destructivă pe care se duce. Să ne rugăm. Doamne, mijlocim înaintea Ta pentru Harold, pentru băiatul acesta. Amin, să ocupăm locurile. Domnul a întâlnit pe bărbatul acesta vindecat, dar dat afară din sinagogă, nu? Săracul până era orb, era bun. Era membru în toate drepturile în sinagogă. Ce faci, Domnule, cu unul care vede, nu? Scoți afară, nu? Ce faci cu unul care înțelege? Scoți afară. Ce faci cu unul care l-a întâlnit pe Hristos? Îl scoți afară, ca să rămână farisei puri în sinagoga asta, nu? Să nu-i strice cumva pe farisei cu credința. Despre un rege prusac am citit că s-a dus la pușcărie să viziteze pușcăriile din vremea lui. Și a întrebat când pe unul, de ce ești aici? De, el e nevinovat, m-au băgat aici, fiecare erau toți nevinovați. Și în sfârșit a întâlnit pe unul, zice, tu de ce ești aici? Păi sunt un hoț, un tâlhar, uite, am furat și îmi pare rău și sunt un păcătos mizerabil. Regele imediat a chemat conducerea pușcăriei și a spus, domnule, să-l dați afară imediat pe ăsta de aici. Îi strică pe ăștia la toți nevinovați, domnule, hoțul ăsta, afară cu el de aici. L-au dat afară din pușcărie. Că era vinovat, nu? Cred că aceeași mentalitate s-a întâmplat și aici, nu? Farisei, când a fost, băi, pericol aici, ăsta și-a deschis ochii și vede, nu? Aici avem nevoie de orbi, domnule. Oameni care zic ce zicem noi, care cântă melodia noastră, nu? Nu avem nevoie de oameni care văd, afară cu el de aici. Domnul l-a întâlnit și a zis, știi ceva, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Ca cei care nu văd ca tine să vadă. Și cei care văd să ajungă orbi. Wow! Cei care văd să ajungă orbi.
Pormă Domnul explică, unii dintre farisei care erau lângă el, când au auzit astea, au spus, doar nu fi și noi orbi, doar nu vrei să zici ceva de noi, nu? Doar nu fi și noi orbi, toți suntem orbi acum, ne jignește. Iisus a spus, dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți că vedeți, de-aia păcatul vostru rămâne. Citiți pasajele acestea și uimiți-vă cât de contemporane sunt. Cât de contemporane sunt. Și să învățăm lecția care ne-a dat-o Domnul în această dimineață atât de extraordinară. Avem pe cineva acolo sus care ne iubește și ne poartă de grijă și ne asigură cele necesare și ne păzește. Și tot el a spus, eu sunt poarta, eu sunt ușa, ușa oilor. Mi-a plăcut așa de mult imaginea asta, păstorul care stă în ușă. El deschide și el închide. L-a spus, cine, când eu închid, nu mai poate nimeni deschide. Când eu deschid, nimeni nu mai poate închide. Eu sunt ușa, ușa oilor. Slăviți să fie Domnul pentru dimineața asta. Vă așteptăm din nou după masă la ora 6 să continuăm ziua aceasta a Domnului, zi de închinare și de învățătură din cuvântul lui cel Sfânt. Vă doresc o zi binecuvântată de Domnul în continuare și nu vă grăbiți dacă mai sunt prăjituri. Astăzi a gătit prăjituri Răzvan. Am auzit că l-a gătit cu mâna altuia, da? Ok. Răzvan le-a adus, el este. Treceți, vă rugăm și serviți și vă așteptăm, deci, după masă, la ora 6, biserica este liberă.